Regele Mihai a părăsit această lume în somn la reședința sa din Obon în 5 decembrie la ora 13. Avea 96 de ani și grav bolnav s-a luptat pentru viață până în ultima clipă. Maicile venite din România s-au rugat neîncetat, sperând ca Dumnezeu să-l mai țină puțin printre noi. Este un moment de plăcere pentru România. Am venit ca să ne înclinăm și ne rugăm alături de el în casa sa. Moartea regelui a impresionat pe români, dar și pe elvețienii care l-au cunoscut. I had the chance and privilege to meet the king many times over those 20 years and I was always very impressed. Timp de 5 zile a fost pelerinaj la reședința regelui Mihai din Obon. Au venit români și elvețieni din toate colțurile lumii pentru a se reculege la căpătuiul majestății sale și să-și ia rămas bun de la regele nostru. La fel a fost și la Biserica Ortodoxă Greacă, unde sicriul regelui a rămas 2 zile pentru ca oamenii alături de care a trăit în exil să-și poată lua și ei rămas bun. În această biserică am avut momente triste la înmormântarea maestății sale, regina, mamă Elena. Maestatea sa era prăbușit de durere. La București, în așteptarea sosirii în țara regelui Mihai, oamenii au transformat gardul Palatului Regal într-un altar de flori, lumânări și mesaje de iubire. Este palatul la care românii veneau cu miile să-și arate prețuirea și când era pe tron. Venirea în țară a provocat o emoție și mai mare. Eu sper să ne vadă de acolo de sus, să ne vadă cât de rău ne pare. România a trăit 3 zile de doliu național. Mii de români au îngenunchiat în fața sicriului. Sala tronului s-a umplut de capete încoronate ca în vremurile României mari. Am văzut pe prințul Charles. Remarcam acum cât de trist este. Nu l-am mai văzut așa. Mii de oameni au ieșit în piața Palatului Regal și au scandat minute întregi jos comunismul, ca la Revoluție. România s-a simțit din nou demnă, capetele încoronate s-au plecat în fața sicriului regelui. Cortegiul a fost condus de românii care s-au așezat cu miile pe ultimul drum al regelui. Oamenii au aruncat cu flori și au aplaudat. Unii au stat ore întregi în frig de-a lungul căii ferate de la București la Curtea de Argeș să vadă trenul regal care l-a dus pe rege la necropolă. Transmisiunea maraton de la funerariile regale a intrat în istoria televiziunii române, cea mai amplă transmisie națională. Ediții maraton timp de 12 zile din Elveția și România. Semnalul televiziunii publice a fost preluat peste tot în lume. Anul acesta, familia regală a dus-o și pe regina mamă Elena la Curtea de Argeș la necropola unde românii trec zilnic să arate că nu l-a uitat pe rege.